Mulțumim foarte mult, Amalia. Sunt și proteste în fața guvernului. Profesorii au ieșit în stradă. Cer salarii mai mari. În lipsa unei decizii favorabile, profesorii amenință cu greva generală. Dar mergem chiar acum, pentru moment, la Marcel Ciolacu. Vine cu declarații de ultimă oră. Ascultăm chiar acum. Dați și să particip alături de primul ministru la această acțiune. Au mai rămas aproximativ 1100 de veterani. Mulțumesc și domnului general Leru care ne-a așteptat astăzi aici. De fapt, asta înseamnă patriotism și cred că oamenii politici ar trebui să înțeleagă adevăratul sens al cuvântului patriotism și al implicării directe în momentele dificile ale României. Consider că nu-i suficient ca un om politic să înfășoare într-un tricolor și să meargă la vreo manifestare ca să arate lumii că este patriot. Vă rog. Subiectul zilei supraimpozitare, ați spus că vă doriți un impozit pe tot ceea ce depășește 25.000 de lei brut, adică indemnizația președintelui. Cum s-ar aplica dacă e să ne gândim că un cetățean care strânge această sumă plătește și impozit pe dividende și pe chirii? Cum am putea? Și pe chirii, și pe apă, și plătim și curent, și plătim de toate, nu? În primul și în primul rând, eu știu că până acum nu am fost obișnuiți ca o coaliție să funcționeze în acest fel. Respectiv, să se pregătească drafturile de eventuale ordonanțe de urgență sau draftul unei legi să treacă prin Parlament și ele să vină inițiatorii, miniștrii în speța aceasta, să vină să prezinte coaliție. Este normal să avem în coaliție un astfel de dialog. Să decidem pe fiecare punct în parte ce considerăm noi, liderii coaliției, că este oportun și ce nu. Reformele se află în PNRR. Nimeni nu discută reforme și nimeni nu va încerca să schimbe vreo reformă din PNRR. Ca să închidem și acest capitol. Sunt și măsuri pe care trebuie să le luăm imediat, din cauza funcționării guvernamentale. Este pentru prima oară când o coaliție, fără niciun ocoliș, transparent, discută anumite lucruri, sincer, în spațiu public, astfel încât să prevină eventuale neajunsuri în cazul în care este o iarnă mai grea, în cazul în care lucrurile din Ucraina iau altă întorsătură. Nu trebuie să ni se pare nici ceva extraordinar, dimpotrivă. Mie mi-ar fi plăcut foarte mult nici să ne lăudați, că nu e cazul să lăudați oamenii politici. Dar mi-ar fi plăcut să vedem această abordare responsabilă din partea noastră de a căuta soluții indiferent de ce se întâmplă. Ele au fost prezentate de către ministrul de finanțe urmând, după ce ne aduc și alte elemente să le discutăm ca să avem întregul tablou pentru a putea lua aceste decizii, să vină într-o ordonanță. Soluțiile, anumite propuneri pe care deja le-am convenit în coaliție, le-am comunicat în spațiu public, faptul că nu mai există persoane care să fie decât într-un singur consiliu de administrație. Doctoratele, vei lua bonificația pentru doctorat doar dacă ești activezi în domeniul în care ai doctoratul.